Alina Câmpean, apar detalii înfiorătoare în cazul fetiței ucise, al cărei cadavru a fost găsit la marginea unui cimitir din Arad. Surse din anchetă spun că a fost omorâtă, iar apoi incendiată. Poliția din Arad audiază deja mai mulți oameni. Unul dintre ei, considerat martor cheie în dosar, este bărbatul care a găsit cadavrul. Colegii mei au obținut un interviu în exclusivitate, îl vedem chiar acum. Ieri, după amiază, am plecat cu soția, cu copilul și cel mijlociu, am plecat la cu câinii la plimbare. În drum, pe lângă cimitir, am ținut câinele de lesă. Era ceva câine pe acolo și am zis să nu-i dau drumul, că poate sare la el. După care câinele a plecat pe câmp, și am dat drumul. Am văzut câinele că mirosea, ținea botul în sus, mirosea ceva. A sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior. Ce reacție ai avut? Păi nu, am crezut că e picior de porc, am crezut că e picior de păpușă. Dintre care am venit acasă și am stat cu gândul că părea real. Și zic, hai să mergem înapoi, că nu, era ceva real acolo. Și am mers înapoi și într-adevăr era un picior de copil. O labă de copil. Era incendiat sau? Nu, după câte am văzut, puțin incendiat. La haine, ceva altă? Nu. După când a venit poliția, a găsit cadavru. Eu n-am mai mers la cadavru. Și ce am spus? Ce mai am zis? Nu se știe. Până nu se finalizează ancheta, nu se știe nimic. Nici noi n-am primit niciun răspuns. Spune-mi, ce ai, în momentul acela, când ți-ai dat seama, ce te-ai gândit? E ca în filmele. Da, horror. Ce de groază. Ce să te gândești, doar că e un copil mort pe undeva acolo. S-au aruncat cineva o sacoșe cu mâncare, cu gunoaie, cu ceva acolo și la altceva nu te gândești. Stai cu impresia aia că ceva, na, e pe conștiința aia când vezi așa ceva. Ne aflăm pe o zonă foarte vulnerabilă și până la a ne întreba noi de ce părinții au tăiat-o, au incendiat-o și au omorât-o, să ne întrebăm de zona criminogenă a întregii frontiere, să știți, Mihaela, începând de la Turnul Severin, Cara Severin, Arad, Timișoara, Satul Mare, Oradea și așa mai departe. Păi nu știm noi că pe acolo se trafică copii? Nu știm noi că acolo se face pedofilie? Nu știm noi că acolo se trimit copiii la cerșit? Și tot tu ai uriți cu familia, cu alți copii, că au omorât-o alți copii și așa mai departe. Aștept versiuni realiste din care să ajungem la făptuitori. Dacă luăm în calcul o faptă penală, și anume un omor, ceea ce este foarte posibil, avem de-a face cu un personaj care a încercat să scape de cadavru. Mai mult ca sigur, fapta nu a fost comisă acolo unde a fost găsit cadavrul, ci în altă parte, într-un loc care are legătură cu autorul sau cu relațiile victimei. De aceea, principala sarcina a polițiștilor este aceea de a identifica victima. În cazul cadavrelor tranșate sau transportate de la locul faptei, am constatat de-a lungul carierei că întotdeauna locul faptei sau cercul relaționar al victimei aveau legătură cu autorul. De aceea el încearcă să îndepărteze cadavrul din locul în care a comis fapta, pentru că dacă ar fi lăsat cadavrul acolo, eu știu, într-un garaj, într-o curte sau într-o casă, clar acel loc avea legătură cu autorul și de aceea el a riscat transportând cadavrul în altă parte. Sunt situații, cum e și cea de acum, în care încearcă să îngreuneze sarcina închetatorilor prin incendierea cadavrului, îl tranșează și aruncă părțile de cadavru în diferite zone. Colega mea, Georgiana Botez, este la fața locului și vine cu informații de ultimă oră. Georgiana, bună ziua! Ce au reușit să mai afle între timp anchetatorii?
Bună ziua, Nadina. Într-adevăr, ne aflăm aici, la fața locului. Zona este împrejmuită, asta pentru că pe o suprafață de câteva zeci de metri pătrați au fost găsite bucăți din corpul copilului. Este împrejmuită pentru că și acum anchetatorii sunt la fața locului, vorbim despre polițiști, jandarmi și procurori ce fac cercetări în încercarea de a găsi probe pentru stabilirea identității victimei. Tocmai ce am discutat cu procurorul de caz, care ne-a spus lucruri foarte importante, faptul că acest corp al micuței se află aici de aproximativ 24-40 ore, nu mai mult, și faptul că a reușit să toaleteze respectivul corp care va ajuta la identificarea lui. Până acum au reușit să afle faptul că este vorba despre o fetiță care are 5-6 ani și a avut parte de o moarte cruntă după ce a fost lovită de mai multe ori în cap cu un obiect dur, iar mai apoi, pentru a șterge urma, criminalul a încercat să incendieze trupul micuței. Acest lucru face acum, într-adevăr, mai dificilă stabilirea identității, însă, din câte am discutat cu procurorii, aceștia sunt optimiști pentru că au reușit totuși să toaleteze, după cum vă spuneam, corpul. A fost lăsat aici de vineri seara, iar în acest moment se află la medicină legală, unde sunt preluate atât probe ADN pentru identificare, dar au fost dispuse și mai multe expertize medicale. Procurorii spuneau că au deschis deja in rem, în sensul că pentru fapte și nu există un suspect, un dosar penal pentru omor și profanare de cadavre. Martorii ce locuiesc în zonă spun că zilele trecute au văzut pe acest câmp fum, iar la această oră, până la această oră au fost audiate zeci de persoane, vorbim despre martori și nu despre suspecți. Pe de altă parte, polițiștii verifică acum toate dosarele cu persoane dispărute, însă, conform unor surse pe care noi le avem, nu există în zonă copii de această vârstă declarați dispăruți. Absolut înfiorătoare aceste detalii. Mulțumesc tare mult, Georgiana Botez. Vom reveni cu mai multe informații.